Mii de oameni au ieșit pe străzile orașului francez Marseille pentru a lua parte la carnavalul anual. Asta deși Franța se confruntă cu un al treilea val de infectări ce are la origine tulpina britanică. Petrecăreții au încălcat orice regulă de siguranță sanitară, au dansat, au cântat și au făcut focuri de tabără chiar pe străzi. Primarul orașului a caracterizat petrecerea drept, citez, o dovadă de egoism. Aproximativ 6500 de locuitori din Marsilia au sfidat restricțiile anticovid pentru a lua parte la carnaval. Anul acesta însă, carnavalul a îmbrăcat și forma unui protest antirestricții. Așa că petrecăreții au defilat costumați, fără măști sanitare, în ritmurile muzicii, în ciuda faptului că Franța se află în plin val de 3 de infectare și a faptului că autoritățile anulaseră evenimentul. Evenimentul nu a rămas însă fără reacții din partea autorităților. Primarul din Marsilia a caracterizat comportamentul oamenilor drept lipsit de orice responsabilitate. În plus, pe străzi au fost trimise forțe de ordine pentru a-i dispersa pe oameni. În momentul de față, Franța se confruntă cu o explozie de infectări, cea mai mare parte a cărora au la origine tulpina britanică. Acest lucru a dus la supra-solicitarea sistemului medical francez și, în cele din urmă, la impunerea de noi restricții.